În perioada 5-15 octombrie, Giurgiu Servicii Publice S.A. efectuează o acțiune de dezinsecție la subsolurile blocurilor din cartierele din municipiu. Acțiunea se desfășoară cu larvicide, știut fiind faptul că suntem exact în perioada în care țânțarii își depun ouăle. Acțiunea a început în cartierul Tineretului, un adevărat punct de livrare al deranjantelor insecte. Pentru a combate factorii generatori de disconfort, Giurgiu Servicii Publice, în baza notei de comandă de la Primăria Giurgiu, efectuează în perioada 5-15 octombrie ultimele acțiuni pe anul acesta de dezinsecție pe raza municipiului Giurgiu. Având în vedere experiența noastră și analiza, am ajuns la concluzia că odată cu scăderea temperaturii, țânțarii depun ouăle la baza subsolurilor inundate. Pentru a combate aceste lucruri, după cum am spus, în această perioadă cu atomizoare vom efectua acțiuni de dezinsecție la subsolurile inundate cu larvicid Biotrin.